Astăzi am decis să fac o nadă pe bază de cereale, cereale care le putem găsi cu ușurință în casă. Pentru asta avem nevoie de o măsură, așa cum am prezentat-o în video anterior, o măsură de soia pe care o vom pune într-un bol. Avem nevoie de o măsură de șrot de floarea soarelui, obținut de mine prin măcinarea semințelor de floarea soarelui, șrot de floarea soarelui foarte proaspăt, cu un miros și cu o aromă foarte, foarte puternic. Adăugăm o măsură de șrot. Această nadă eu am testat-o și anul trecut, o nadă care mie mi-a dat rezultate și pe ape curgătoare, dar în special am testat-o pe bălți, pe lacuri, unde am avut rezultate excelente. Această nadă toată lumea trebuie să o încerce. Nu aveți nimic de pierdut. O nadă foarte ieftină. Un alt ingredient este TTX-ul. Eu l-am măcinat fin. Am ales să pun o jumătate de măsură. Vom mai adăuga și spărtură de porumb. De data aceasta am ales o spărtură de porumb cu o mărime, cu o granulație ceva mai mică. Adăugăm și spărtura de porumb. O nadă foarte, foarte bună, în special pe bălți. Pe ape curgătoare este ok, doar că granulația este foarte mică și curentul fiind puternic. Nu știu cât va rămâne din această nadă pe vadul unde dumneavoastră pescuiți. Și nu o să aveți prezentări. Am obținut astfel nada mult dorită. De aici nu ne rămâne decât să amestecăm nada. Vă recomand așa cum este ea. Dacă dumneavoastră doriți să mai adăugați ceva arome, nu este nicio problemă. Dar eu vă recomand așa cum este nada, pentru a avea acel miros și acea aromă de cereale naturale. Amestecăm foarte, foarte bine nada. Deci după ce am amestecat foarte, foarte bine nada, vom adăuga și cel de-al cincilea ingredient, un ingredient din punctul meu de vedere foarte, foarte important pentru a ne lega nada. Fără acest ingredient, nada noastră nu va cola atât de bine. Acel TTX ne ajută, dar nu unde ajuns. Vom pune jumătate de cană, jumătate de măsură de făină integrală, da? O găsiți la orice magazin. Vom presăra. Eu aleg tot timpul să pun făina integrală la sfârșit. După ce am amestecat foarte, foarte bine ingredientele, pun această făină la sfârșit pentru a observa cât de mult colează și cât de mult se leagă nada noastră. Amestecăm nada din nou foarte, foarte bine. Și acum nada noastră este pregătită. Acum ar urma să umectăm nada. Vom pune o măsură de apă și vom mai lua o jumătate de măsură pe care o vom adăuga treptat pentru a nu supraumecta nada. Odată pusă prea multă apă în nadă, nu o vom mai putea aduce la consistența dorită. O vom repara, dar foarte, foarte greu. Eu am trăit asta pe pielea mea, știu ce înseamnă. Am ajuns pe malul bălții, am umectat foarte tare nada și de acolo, deci nu a mai fost nada care trebuie.
De acolo am avut rezultate foarte slabe, mă miram de ce nu trage peștele, de ce nu se desface nada, de ce se desface prea repede, de ce rămâne foarte multă nadă pe metod când recuperez și nu știam de ce. Cu timpul, după ce am tot testat, am redus cantitatea de apă, eu puneam cam două măsuri. Am redus cantitatea de apă, am ajuns la o măsură jumate și am văzut că rezultatul este ceea ce eu îmi doream. Când o să ajung pe malul Oltului, am să revin și cu umectarea nadei, să vedeți cum se procedează. Am o măsură de 250 de mililitri. Am să măsor cu acea măsură. Vă recomand această nadă. Veți vedea că rezultatele sunt mult peste așteptări cu această nadă. Până data viitoare, vă doresc fire întinse.